Și anul acesta, zeci de părinți buzoieni găsesc subterfugii pentru a-și înscrie copiii la școlile de renume. Ei apelează la soluția mutației, având în vedere că apropierea de domiciliu reprezintă un punct forte pentru înscrierea la școală. Dovadă sunt și numeroasele solicitări de vize de flotant înregistrate în ultima perioadă la Direcția de Evidență a Persoanelor. Unul dintre cele mai importante criterii pentru înscrierea la școală este apropierea unității de învățământ de domiciliul copilului ce urmează să frecventeze cursurile. Și anul acesta, din dorința de a-și înscrie copiii la o altă școală decât cea din apropierea locuinței, zeci de părinți din oraș au apelat deja la vizele de flotant. Spre deosebire de capitală, unde părinții au fost nevoiți să plătească 150 de euro celor care iau un spațiu, la Buzău cei mai mulți au apelat la prietenii sau rudele care locuiesc în zona arondată școlii unde vor să-și înscrie copiii. Am înscris copilul la altă școală decât cea de care aparținem în mod normal, evident că pentru asta am apelat la viza de flotant, pentru că nu aveam cum să îndeplinim condițiile care spun că prioritatea au copiii cu domiciliu în circumscripție. Și atunci, noi locuind în Dorobanți, am preferat să schimbăm domiciliul pentru a fi siguri că îndeplinim acest criteriu. Norocul nostru e că avem o mătușă care stă la o stradă de școală, la care l-am înscris pe cel mic. Ne-am interesat și una dintre cele mai bune școli din oraș este aceasta. Și atunci am preferat să facem tot ce ține de noi pentru educația copilului, chiar dacă asta însemna să ne schimbăm în acte domiciliul și toate cele necesare pentru copilul nostru. Potrivit metodologiei de înscriere în învățământul primar, copiii care stau în vecinătatea școlii au prioritate, iar concurența la școlile bine cotate este foarte mare. Fenomenul vizelor de flotant apărut în perioada înscrierilor la școală este dovedit și de explozia de cereri de schimbări de domiciliu din această perioadă a anului. Practic, numărul solicitărilor s-a dublat față de luna precedentă. Da, de la începutul anului 2014, la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor a municipiului Buzău, avem aproximativ 300 de cereri pentru stabilirea ședinței la diferite adrese pe raza municipiului Buzău. E comparabil cu perioada anului trecut, dar cu o lună obișnuită, practic e cam dublu volumului de muncă cu privire la vizele de reședință stabilite de cetățeni. Procedura presupune ca persoana care dorește stabilirea reședinței să se prezinte la ghișeul instituției noastre în programul de lucru cu publicul, să completeze o cerere tip de stabilire a reședinței, să aibă actul de identitate în termen de valabilitate, să prezinte un document cu care face dovada adresei de reședință, în măsura în care dumnealui nu este proprietar la anumită adresă, poate fi luat în spațiu de orice persoană care are calitatea de proprietar. Durează 2-3 zile de la momentul depunerii eliberarea înscrierea vizei de stabilire a reședinței. Înscrierea în clasa pregătitoare și în clasa 1 se va desfășura în două etape, între 24 februarie și 14 martie și 25 martie 4 aprilie. De săptămâna aceasta, părinții au început să completeze cererile tip de înscriere la unitățile de învățământ. Astăzi, până la orele după amiezii, la nivelul județului, au fost înregistrate aproape 900 de solicitări.